În comuna Năieni, principalele roluri în misiunea de protecție civilă le revin preotului și clopotarului. Miercuri dimineață s-au alăturat și ei exercițiului național prin testarea mijlocului arhaic de alarmare. Oamenii și ies afară. Vede, întreabă, se întreabă unul pe altul ce s-a întâmplat, ce s-a... Șescu, Gălescu. La uzul clopotelor trase într-un ritm alert, altfel decât de obicei, oamenii au ieșit în număr mare la porți, nedumeriți de ce se întâmplă. Alții l-au asaltat pe părintele paroh cu telefoane, gata să își ofere ajutorul în cazul în care ar fi fost un dezastru. Exercițiu la pentru atenționare la cutremur. Da? Ca să știi. Cu mai prins? Nu. Este un exercițiu. Nu. Bine. Da. Doamne ajută, sănătate. A spăriet un pic, cum să nu? Că tocmai de-aia am și ieșit, că altfel nu ieșeam. Da. De obicei, la alte, la necazuri. Bineînțeles, la astea trebuie să ajungi, că n-ai încotro, dacă nici acolo nu să ajungi. Gândiți, orică e foc undeva, orică arde o casă, ori, dar de război chiar nu mă tăia capul. Dar uite că e bun. Aproape. Da. Lumea deja... S-a alarmat pentru că clopotul acesta este diferit față de clopotul de chemare la Sfintele Slujbe sau de vestire a petrecerii din viața aceasta a unui credincios. Și atunci lumea, alarmată fiind, începe să întrebe ce se întâmplă ca să se adune, să ia măsuri de precauție. Clopotul bisericii din Năieni a anunțat multe dezastre de-a lungul vremii, spun bătrânii din sat. Povestesc că înaintașilor erau avertizați de apropierea unor războaie prin bătăile rapide ale clopotului în două limbi, cum se spune în popor. De cele mai multe ori, alarma care a răsunat din clopotniță a adunat lumea ca să ajute la stingerea unor incendii de pădure. Mai dă foc la izlazul, că avem izlazul în partea aia, să duci și pe la... Incendii ați avut aici? Incendii de pădure? Da. Cu tremur? Cu tremur a fost. Și dacă auziți clopotul noaptea, la miezul nopții, ce ar putea însemna? Incendiu sau cu tremur. Și ce faceți atunci? Ies, mă așez în pragul ușii. Ca să, dacă în caz de se întâmplă vreun incendiu, ceva, da. Ca să tragă noaptea, da. Clopotele bisericilor sunt în continuare unicele mijloace de alertare a populației în 8 comune din județul Buzău. Este vorba despre comunele Bisoca, Brăiești, Cănești, Chiliile, Murgeș, Năieni, Valea Salciei și Pardoș. Primarii acestor localități spun că investițiile în montarea unor sisteme moderne de avertizare sunt foarte mari, de ordinul zecilor de mii de lei, și le este imposibil să găsească resursele financiare.